Începem al doilea verdict. Pe astea trebuie să le încep cu bună ziua, pe alea de seară trebuie să le încep cu bună seara. Deci bună ziua. Începem al doilea verdict astăzi. Bă, voi ați văzut, mă, conferința de presă a lui Anisie? Am înțeles că mai face una pe la 9 seara. Nu o să uite nimeni la 9, schimbați ora pentru aia de seară. Nu știu dacă s-a uitat cineva la asta de acum, că era tot în timpul verdictului și verdictul dimineața deja a făcut 100.000 de vizualizări în engleză. Și aia de seară se va suprapune cu verdictul de seară care astăzi o să aibă loc la Antena 3, la Mihai Gâdea. Așadar, voi ați văzut conferința de presă a lui Anisie? Adică așa ce a avut ea de zis despre începutul anului școlar care e pe 1 septembrie. Ce mă? Da. Adică mergem, venim azi sau cum facem pe 1 septembrie când începe anul școlar azi? Da. În care a dat vina pe aia de la ONAC, care trebuia să facă achizițiile de plăci, iPads, whatever ce sunt alea pe care să învețe copiii online. Și eu mă știu ce s-a întâmplat, mă? Aia care este pusă de PSD și de Dăncilă și de ceva, Tăricianu, mai mulți amestecați, înșirați în presa sclavă, plătită de PNL, toți ăia, deci măi, ăia, toți sunt responsabili, a PSD, al de whatever, că nu s-au luat plăcile, pentru că aia care este pusă de ăia acolo n-a luat plăci. Stai, acum o să săriți, cam mișto să apăr PSD. Nu, mă, nu vreau. O să legă praful și de PSD și de toți. Atent. Voi ați mai auzit că asta, Pepsiglas a ieșit acum și a zis că ea în iulie, la început, Ministerul Sănătății, cu plăcile, a sunat la una, puneți plăcile, luați așa, și nu s-a întâmplat nimic. Suntem pe 1 septembrie. De ce? Eu sunt elev. Eu sunt mama la elev. De mine are grijă Ministerul Învățământului. Lasă cu aia care n-a făcut. Lasă-mă. Bine, n-a făcut. Foarte bine. Tu, de pe 1 iulie până azi, de ce n-ai luat măsuri? Tu ce ai făcut? Ai zis să... Vă spun eu, vă traduc ca să înțelegeți. Asta cu politica, cu... Vezi, domne, e vinovat ăla de... Întotdeauna este vinovat cineva de pe traseu, de la partidul care nu e la putere. Logic. Rare și-a ieșit azi și-a zis cum de fapt toată situația din România, toată, e pentru că PSD. Stați așa puțin că e PNL-ul de anul trecut. PSD-ul v-a pus nimic. Ce ați văzut? Nimic? Nu mai știe ce fac acum ei. Repară ce a făcut PSD. Ok. De ce devine altcineva? Ok. De ce devine asta că n-au luat iPad? Bă, o fi. Bă, da, tu. Tu ești responsabil. Bă, tu. Tu trebuia să te ocupi de pe 1 iulie până pe 1 septembrie de treaba asta, să aibă copilașii aia mărâți, plăcuța aia pe care să facă școală. Da sau nu? De ce ne explici nouă că e vinovat unul care-i pus de pe... Cine interesează pe noi, mă? Ați luat puterea. De ce n-ați dat-o pe aia afară? De ce n-ați dat-o afară? De ce n-ați luat voi plăci? N-ați zis, mă, că se ocupă Bitanu și cu fraierul ăla, cum îl cheamă celălalt, Jicor Interlopii, ăia doi? N-au zis ei că digitalizează? Bă, ședințele de guvern s-au digitalizat într-o săptămână. Pa, contract, pa, hapța. Pac, gata, s-a făcut. Pentru copii, de ce n-ați fost în stare? Ce dracu n-ați fost în stare? Ce mai conte? Păi n-ați fost, mă, în stare de alert? Păi nu e, mă, în alertă treaba asta și cu iPad-urile. De ce nu le-ați luat, mă, cu orice preț? Oricum, pentru copii. Mă, și n-ați luat la orice preț? Da. Costume, dragi, ce erau alea, n-ați luat la orice preț? Ba, da. Ați furat. De-ați spart. De ce n-ați fură, mă? De ce n-ați fură, mă, și pentru copilași ăștia? Furați, mă, în contract cu iPad-urile școală și pentru copilași ăștia. Pentru copii. De ce n-ați furat pentru copii? Voi de acord să furați, mă, pentru copii. Să le dați copiilor. Furați pentru copii. Tu acum, cu un tupeu fantastic, nesimțit, pe 1 septembrie, tu ieși și anunți că ce? Că ăia oricum 1,5 milioane care n-au făcut nimic,
lunile alea, că n-au ce online, mă, ce online. Ei n-au nimic, copii amărâți, da? Ăia în continuare nu vor face școală, că una care e pusă de unii de la PSD n-a făcut. Ție, mă, rușine. Ce ați făcut din martie până în septembrie, nu din iulie? Ce, în iulie va trezit neuronul, va da două palme în iulie și v-a zis, bă, trebuie să luăm plăci la ăștia. Păi de ce nu v-ați trezit în aprilie? Că în aprilie noi învățam online. În mai am învățat online. În iunie am învățat online. De ce nu v-ați organizat? E greu să organizezi o licitație, să nu știu ce vrăjeală cu plăci, să iei niște... De ce nu mă sună, mă, pe mine? Că vă rezolvam eu, mă, luam niște plăci. Oriunde, de oriunde, de unde mă și măști? De oriunde luați. Că sunt niște copii. Amărâți. Sunt niște copii, mă, amărâți, pe care astăzi, mâine, peste 200 mă, vreți să-i duceți la școală, că normal trebuie să mergem de astăzi la școală după capul lui Anise. Îi duceți la școală cu mă și cu căi verzi pe preț, bă, e mă, rușin. Între timp au ieșit reglementările pentru restaurante. Păi eu stă și am citit toate alea. N-am restaurant, nu mă interesează, am prins. Păi am stat așa și am citit toate. Deci, am ajuns la restaurant, personalul din restaurant, ochiometric, deci ochiometric, trebuie să observe dacă tu ai niște simptome, oameni. Dacă tu ai vreun simptom, simptome, dacă tu ai. Și după aia te cheamă la masă. Tu trebuie să spui masca până ajungi la masă. Când ajungi la masă, trebuie să o dai jos, unde te așezi doar cu 6 membrii care nu sunt în familie. Dacă familia ta are 45 de membri, ai voie cu toți 45 la masă și dovedești că ești familie sau cum faci? Cum faci? Că suntem de sânge toți, trebuie să ne cheme, nu e reglementat, trebuie să ne cheme la fel cu același nume, avem voie să ne cheme diferit, există limită, adică rudenia este, adică ce înseamnă familie? Doar mama, tata cu copiii, bunicii au voie? Nu, că e îmbolnăvit. Bunicii nu ai, verișorii, deci dacă suntem 45 familie e voie la masă sau că suntem 8, 12, dar nu suntem prieteni, 6 prieteni, păi stați-vă un pic nebunilor. Deci dacă eu la restaurant, unde o să meargă după ore, cum v-am spus în celălalt verdict, toți copiii de liceu o să meargă la pizza după ore și o să mănânce pizza, toți la masă, 10, 6, 6 aici, 6 la masă de alături, care e la 2 metri distanță. Și tot clasă 30, că sunt în clasă 30, o să fie 5 mese cu pizza. Ok, da? Da. Păi stăți și eu, mă, nebunilor, puțin. Păi dacă eu sunt o profesoară, hai, străină de copii, da? Da. Iau 5 copii, mi-au fetițele și încă 3 colege de-ale lor, eu sunt profesoară. Și le duc la pizza. Deci eu, o profesoară cu 5 copii, mă duc la pizza. Am voie? Da? E legal. Scrie. Suntem 6 străini care stăm la masă. Păi nu e nicio problemă, mă, nebunilor. Luați toată lista de restaurante din oraș, din toate orașele, și ducem, mă, copiii la restaurant să facă școală, mă. Mergem, profesor, cu 5, facem mese de câte 5 copii, acolo în restaurant. Și lăsăm pe copii fără mășmă la școală. Da, mă, facem în restaurant școală, mă. Facem în restaurant, mă. Mergem în sălile alea de nunți. Mergem în sălile de nunți, că e voie la jumătate din capacitate. Cât are o sală de? 200. Ok. 100 de copii, acolo, mă, toți. La 2 metri distanță, la mese de 6, facem școală. Punem frumos panouri, profesorul, frumos cu profesorul la masă, predăm, mă, în clasa 1-a, a 2-a, când trebuie să fie profesor, să interacționeze cu copilul, să explice A, B, 1, 2, 3. Copilul stă la restaurant, mă. Cu profesorul și cu încă 5. La masa următoare sunt 6 copii, la masa următoare sunt 6 copii. Gata, clasă. Facem ore la restaurant. Că la restaurant e voie. Fără mască. E voie să interacționăm. În școli, nu. După ce a intrat în restaurant, continuăm. Am ajuns cu copiii la restaurant să facem ore. Eu o să fac o scrisoare la școală, noroc că sunt la școală privată, în care o să-i spun... Doamnei care zic, bă, eu nu vreau să mă fac ore la școală. Eu închiriez eu și mergem la restaurantul de vis-a-vis la pizzeria, acolo unde merg copiii după liceu. Eu și pe aia de la Sava, ne adunăm aici frumos pe centru și facem, mă, la restaurant orele la liceu. Frumos cu profesorii, cu etc. Fac eu, mă, o scrisoare de părinte. Bă, vă rog eu mult de tot,
nu-mi traumatizați copiii. Eu sunt de acord copiii mei să facă la pizzerie orele. Ceilalți copii. Ok. Ai intrat în restaurant, am ajuns la restaurant să facem ore. Îți pui masca când intri în restaurant și te duci până la masă unde te așezi la restaurant și îți dai masca jos. Așa și? Deci în secunda aia nu se mai transmite virusul. Ieșiți, mă, nenorociților. Cine vreți voi? Ieșiți, toți ăștia experți. Tătar, Arafat, Rafil aici. Și explicați științific oamenilor. Științific. Cum? Ăia șase de la masă n-au nimic. Virusul se oprește fix de aici până la 2 metri la masa alăturată unde se transmite. Ok? Dar când eu mă plimb și mă duc până la WC-ul, de la masa mea la WC-ul, deci eu când plec de la masă la WC-ul, nu se mai transmit. Cum? Cum nu se transmite în restaurant și se transmite în clasă? Ieșiți și explicați voi științific asta. Cum? Cum? Ca în avion. Am mască în avion și o oră mănânc. Mănânc, beau. Îți dai seama, sunt la 30 cm. Cum e scaunul, că în spate sunt 30 cm. Aici, eu sunt lipită de asta de lângă mine. În avion sunt lipită, mă, suntem sardele toți. Stăm o oră, nu avem nicio treabă. Bem, mâncăm, ne scobim. Nu știu, mai strănutăm de la sare. Mai... Nu contează. E totul perfect. După care ne punem toți mășile la loc. Este același lucru cu copiii, cu toată lumea. Cu restaurantele, cu regulile. După care, deci după ce se întâmplă tot asta, deci suntem toți bolnavi, oricum în avion ne-am bolnăvit toți în ora aia, nu? Și în restaurant la fel, în secunda în care eu mi-am dat masca jos cu toți ceilalți din restaurant, am luat, că virusul nu cred că se oprește, face, pune frână și nu mai trece la masa lor, sau care e ideea? Ok? Bă, după asta, personalul, deci personalul care de fapt ei sunt ospătarii, picolii, etc., trebuie să ne facă ca în avion regulile de funcționare la masă, să vină să facă pe stewardesele și să ne spună cum funcționează noile reguli din localurile de consum. Adică te așezi la masă, spui masca când te ridici, bla bla bla, ei dezinfectează sarea și piperul și etc. Dacă în unele unități e posibil meniul online, e bine, dacă în altele nu e bine, dacă avem și de la, avem și de la alta, nu contează nimic. Nu există nicio regulă. Oamenii, toți, voi, populația care urmăriți cretinismul ăsta, voi realizați că este un cretinism? Adică este un cretinism științific vorbind. Bă, a venit virusul ăsta, uite-l, e aici, zboară în aer, dracu, unde e? Ok? Ok. Cum nu se ia de la 2 metri și se ia dacă eu mă ridic și trebuie, cum? Cum nu se ia în clasă și se ia la restaurant? Adică, logic, cu aceste măsuri, cu funcționarea în restaurante, da? Ok. Oricum, ăștia la Horeca sunt retardați. Toți sunteți retardați. Ce aia mă dădeam folo la țară, mă, până dacă eu eram patron Horeca? De capul. Bă, voi ați văzut, mă, ce e în Occident? Bă, Marea Britanie. În Marea Britanie. Marea Britanie. Șefii la lume. Șefii la lume. Marea Britanie, da? Guvernul, în primul rând, subvenționează 50% din nota de plată în toate restaurantele. Și hoteluri încurajează. Că te încurajează economia locală, logic. Nu ca la noi. N-a ținut nimic. Încurajează. Bă, când au văzut ăia, Boris s-au uitat și zis, bă, ce fac ăștia, mă, stau numai pe Spania, pe Portugalia, pe Franța, ia, bă, ia, alo. Bă, vedeți că dacă nu veniți în 48 de ore acasă, de ce? Că să cheltuie locul. Da? Vedeți că vă băgăm de-alea, pac, 14 zile, care bă, au plecat toți în toate vacanțe și s-au dus. Că de-aia a fost dată măsura, nu că erau cazuri COVID, alo. Au venit frumos la bază să cheltuiască în hotelurile și restaurantele din acum, discuția din Anglia, discuția din Marea Britanie este dacă să prelungească măsura, adică aceea subvenționării cu 50% a notelor de plată. Că sunt smart, sunt smart. Nu zice nimeni să fii 3 în restaurant, 15, nu, toată lumea în restaurant, în Franța oriunde, numai oriunde, nu există acest, nu există haosul ăsta. Toată lumea stă relaxată. Bă, ești, nu știu, speriat? Nu este nicio problemă, stai cu mască tu. Aia care sunt speriați, se protejează. Oriunde, și la școală, și în restaurante. Bă, dacă tu ești, nu știu, speriat, crezi că, nu știu, intră virusul până ochi, până urechi, până whatever, nu contează, poți să fii și în combine. Nu-ți interzice nimeni.
Este ok, tu vin cum vrei tu, proteja. Bă, nu asta este. Nu știu, unii sunt speriați. Dar tu vii cu mască, ăla care ești speriat. Nu eu, că eu n-am ce treabă, eu nu sunt speriată, sau nu știu, poate vreau să iau fiu, whatever, it doesn't matter, și eu sunt liberă și tu ești liber. Nu se întâmplă, nu poți impune niște măsuri absurde după ce noi am stat sardele pe plajă 3 luni de zile. Am stat la toate terasele 3 luni de zile, îmbrățișați cum am vrut noi, am dansat, am făcut ce am vrut noi, oriunde pe glob, și în România, oriunde, la mare, la munte. Nu ne-au murit bunici, nu s-a întâmplat nimic, e tot ok. Tu acum îți bați joc cel mai mult de niște îngeri. Pentru ce? Bă, dacă era așa gros, bă, de ce n-ați închis bune norociților plajele, tot, mă? Ce s-a întâmplat, mă, că ați dat drumul la plajă? Ce s-a întâmplat? Nimic. Ce? Că au fost 1000 pe zi? Păi 1000 pe zi nimic, mă. Ce, cu 1000 pe zi de infectați, Sanchi și aia, mă rog, cum sunt. Fix ce știți voi și nu transmiteți populației, Dănuța știe milimetric. Ok? Ăștia care credeți că conduce țara. Tu sunteți niște sclavi, dictează unii niște chestii de afară pe care nu le înțelegeți, că de-aia suntem atât de cretini. Nu vedeți că suntem cretinii continentului? Cretinii continentului sunt cretini pentru că ei sunt cretini. Ok? De nu că continentul... Noi suntem cretinii continentului. Nicăieri. În european. Nimeni nu a făcut ce a făcut voi. Fiecare țară își vede interesul. Restartează economia. Au dat drumul la alea, la alea, ca să meargă treaba. Boris le dă ultimul. Băi, toată lumea la birou. Să umple metrourile, autobuze. Toată lumea la birou. Toată lumea la birou. Nimic. Punem pe ăștia cu botniță, ăștia mici. Fără niciun fel de bază legală. Cum adică? Cum? Cum îi protejez pe copii? Vreau să înțeleg. Cum? Când în rest, ei sunt liberi. În parcuri, ori, ați stat luni de zile în parcuri, unii peste alții copii s-au pupat cu bunicii aia. Aia, Arafat, cu bunicii, mă. Cu aia care de pe 14 septembrie toți mor, îi omorâ pe bunicii cu comunități, cu toate cuvintele alea complicate, până pe 13 septembrie, toți copiii ăștia pe care îi închidem de pe 14 cu botnițe, toți copiii ăștia stau bot în bot cu bunicilor acum. Ezu îi spică, au stat toată vacanța, la țară, la nețară, în apartamente, oriunde, în parc, merge bunicul cu căruțul, dă jos copilul, pupă-l, da-i, îl șterge, dă-i. As we speak, după 14, gata. Deci până pe 13, la orele 23:59, să moară bunici. De pe 14, luăm măsuri să nu mai moară bunici. De-aia le punem botnițe la copii ca să nu moară bunici.